Începând cu luna septembrie, o zi pe săptămână, examenul practic pentru obținerea permisului de conducere va putea fi susținut și în municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. Este un efort pe care îl face Serviciul de Permise și Înmatriculări Auto Suceava, instituție care se confruntă cu o acută lipsă de personal ca să vină în întâmpinarea nevoilor școlilor de șoferi și candidaților din zona de munte. Luăm în considerare acest aspect, încercăm să ne mobilizăm, să dăm cursul licitării, dat fiind și faptul că este o distanță semnificativă, adică sunt școli de șoferi care sunt și la Vatra Dornei, adică undeva la 2 ore distanță de Suceava, să venim și în sprijinul candidaților, dar și al instructorilor școlilor de șoferi. Adică înțelegem și noi, din punct de vedere al agentului economic, că le este greu ca să vină, să se trezească la 4-5 dimineața ca să vină până în Suceava, oboseala și toate astea. Încercăm din nou să venim în sprijinul lor, dar evident avem și noi anumite așteptări referitoare la pregătirea practică a acestora. Se pun un pic mai mult accent pe pregătirea lor. Noi încercăm, chiar luăm în considerare și pe viitor, după ce mărim și schema de personal, ne gândim și pentru celelalte municipii. În prezent, probele practice pentru obținerea permisului de conducere au loc exclusiv în municipiul Suceava. O mare parte dintre mașinile școlilor de șoferi pornesc din zona Ițcani, fapt care provoacă nemulțumire în rândul locuitorilor cartierului care se simt deranjați de aglomerație. Șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări susține că instituția a adoptat măsuri pentru fluidizarea traficului. Problema este că nu toate școlile de șoferi le respectă. Zona de întâlnire a examinatorilor cu candidații se desfășoară în acest moment în parcarea magazinului Selgros la ora 8. După efectuarea prezenței de către examinatori, candidații sunt repartizați în anumite puncte de plecare. Am dispus lucrătorilor serviciului ca după efectuarea prezenței să le transmită acestora la diferite zone de pornire în examen de pe raza municipiului ca să nu aglomereze aceeași zonă. Lucrătorii au pus în practică. Există plecări și de la Ițcani, există plecări și de la parcarea Metro, și de la Sticlă, și de la parcarea Jumbo. De asemenea, programatoarele au fost împărțite în două intervale orare, ora 8 și ora 12. Candidații care sunt programați pentru ora 8 trebuie să vină la ora 8, cei de la 12 doar la ora 12, tocmai pentru a se putea fluidiza și traficul. Dar știți că ora 8 este o oră problematică în municipiul Suceava. E ora la care se duc toți sucevenii la muncă, cei care lucrează, desigur. Este o oră problematică, sunt perfect de acord cu acest lucru. Ca la orice examen, un candidat trebuie ca să se prezinte dinainte la zona de întâlnire. Examinatorii până efectuează prezența, până îi repartizează pe candidat într-o anumită zonă, până fac instructajul, demersuri necesare, practic ar începe examenul undeva pe la ora 8:30. Una dintre instituțiile care ar trebui să verifice activitatea școlilor de șoferi este poliția rutieră.